UPL vă recomandă pachetul Fini plus Chinara. Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spun Ovidiu Ghinea la o nouă ediție a emisiunii Agricultura la Raport. În această seară, de la această oră, acordăm o atenție sporită domeniului agroalimentar, industriei alimentare, pentru că și aici sunt multe lucruri pe care aș vrea să le lămuresc împreună cu invitații mei, cu cei doi oaspeți din această ediție de Agricultura la Raport. O să discutăm de asemenea și despre risipa alimentară. Astăzi a avut loc un eveniment în curtea Ministerului Agriculturii și o să vedem cam cât risipim din ceea ce producem, cum stăm față de alte țări, alte state, ce date avem. Bineînțeles că vom căuta să vedem unde putem corecta și ce ține de noi și ce ține de alți factori externi. Cred că e o dezbatere care trebuie să ne privească pe fiecare dintre noi. În fond și la urma urmei, cu toții suntem consumatori și de multe ori avem tendința asta de a umple coșul mai mult decât e cazul și apoi ne trezim cu produse pe care nu le consumăm sau pe care le-am cumpărat doar așa că ne-au făcut cu ochiul prin prezentare sau prin diferite campanii publicitare. O să discutăm așadar despre lucrul ăsta, dar bineînțeles că dezbaterea noastră nu se va limita strict aici. O să vorbim și despre principalele neplăceri ale producătorilor noștri, ale procesatorilor, care din păcate se confruntă cu o putere scăzută de cumpărare, cu niște prețuri mari la depozitare, energia, am văzut la ce costuri se ridică, logistică și așa mai departe. Sunt multe lucruri, dar n-ar fi bine să vă răpesc din timpul dumneavoastră și nici din timpul invitaților. Dacă tot vă pomeneam despre oaspeții mei din această seară, alături de mine, în studio, domnii Aurel Simion, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Rurale. Bună seara, mulțumesc de invitație. Și eu mulțumesc pentru prezență. Și Ilie Stoian, director editorial Infogroup. Bună seara. Bună seara, bună seara tuturor. Mulțumesc pentru prezență. Domnul secretar de stat, încep cu dumneavoastră. Astăzi la Minister, așa cum spuneam un pic mai devreme, ați căutat să atrageți atenția consumatorilor, cetățenilor în general, vis-a-vis de risipa alimentară și cred că e bine să remarcăm și noi lucrurile astea și poate învățăm din ceea ce se întâmplă, nu de alta, dar e tot în folosul nostru ca și indivizi, ca și cetățeni și până la urmă și în folosul comunității dacă privim datele statistice pe care le avem în față în momentul ăsta. Aș completa, e în folosul și al nostru și al comunității de așa planetei noastre, dacă pot să spun, pentru că totuși studiile spun că 30% din energia pe care consumată pentru a produce materie primă, materie primă care ulterior să ajungă produse și hrană, se risipește o pierdem pe risipa alimentară. Vis-a-vis de acțiunea de astăzi, ziua de 29 septembrie, la nivel mondial este declarată Ziua Mondială a Risipei Alimentare. Este a treia ediție pe care o organizez în cadrul Ministerului Agriculturii. Tocmai pentru a celebra Ziua Mondială, sunt acțiuni în toată lumea, dar în același timp are un rol, din punctul meu de vedere, foarte mare, educativ. Noi aici vrem să ne ducem cu această acțiune, în așa fel să putem să conștientizăm consumatorul că risipind, practic risipim energie, risipim alimente, risipim posibilitățile planetei de a ne hrăni. Să nu înțelegem că România a ajuns într-un punct critic și n-avem alimente sau altceva și ne gândim la risipă. Nu. Risipa alimentară reprezintă practic un lanț din veriga
de lanț alimentar, să zic. Da. Știm foarte bine că puterea unui lanț stă în veriga slabă. Noi trebuie, pe fiecare verigă trebuie să mergem și să o consolidăm în așa fel încât să nu avem probleme vis-a-vis de securitate alimentară. Securitatea alimentară, sau acum văd că la nivel european se vorbește de sustenabilitatea alimentară, dar și de suveranitatea alimentară. Ceea ce este foarte, foarte important. Acum, noi am traversat atâtea și atâtea crize. Am început cu criza COVID, avem criza războiului, avem criza energetică. Pot să spun că e o criza pestei porcine africane care ne-a decimat efectivele și la acest capitol suntem extrem de vulnerabili. Avem criza motorinei și a gazurilor, a prețurilor care impactează asupra prețului și eu știu, trăiniciei, dacă pot să spun, solidității lanțului alimentar. Trebuie să facem în așa fel încât să le facem, să ne repoziționăm și să trecem cu bine peste aceste crize. Sunt mai multe măsuri care se iau în timp. Astăzi ne-am ocupat și ne ocupăm în continuare de risipa alimentară. Mulțumim Parlamentului. România are la ora actuală o lege a risipei alimentare, legea 217 din 2016, a produs efecte din 2018-2019, în 2020, prin legea 181 a fost reanalizată și s-au adus îmbunătățiri ca să o facă mai funcționabilă. Îmbunătățirile au fost de bun augur, pentru că, bine, ca să, așa, două vași prin două îmbunătățiri, a dat posibilitatea băncilor de alimente să fie și donator și operator donator, dar și primitor. În același timp, avem deducerile fiscale, ceea ce se predă și se introduce în circuit, sunt deduse, valoarea acestora este dedusă fiscal. Au fost, de ce spun că au fost foarte binevenite? Pentru că deja avem la ora actuală în România 10 bănci de alimente, avem peste 38 de receptori, de agenții economici receptori înscriși în registrul nostru, deci lucrurile ușor se mișcă. O să vorbim, dacă îmi permiteți, în seara asta și de un proiect pe care Ministerul Agriculturii l-a finanțat prin un proiect ADER, prin măsură 18.1.2. Deja am primit ceva studii, să zic, la nivelul României, studii făcute în mediul urban, vom vorbi despre acestea. Sunt multe lucruri de făcut, avem și lucruri pozitive, fără discuție. Suntem o țară cu potențial și va trebui să ne jucăm rolul, dacă pot să spun așa, în această ecuație. Ilie, cum ți se pare inițiativa asta? Cu siguranță că e lăudabilă. Este excelentă, pentru că toată lumea are de câștigat dacă se implică la modul foarte serios. Domnul secretar de stat a amintit despre educație și îmi pare lucrul ăsta a fi o componentă extraordinar de importantă, educație care ar trebui să înceapă cu ce se întâmplă în fermă și se termină la consumator. Trebuie să înțelegem că risipa alimentară începe din fermă. Să se elimine pierderile din fermă, pierderile la transport, la procesare, să se diminueze pe cât posibil pierderile tehnologice, apoi pierderile la depozitare, pierderile la depozitare în magazin, la ambalare, revin puțin la procesare, regândirea modului de ambalare, apoi obiceiul de consum într-adevăr al românilor, pentru că despre noi vorbim, s-a schimbat odată cu crizele astea pe care
care le amintea și, și domnul secretar de stat, la care aș adăuga și criza climatică. Schimbările climatice. Știm bine cum ne-a afectat. Românii, într-adevăr, au devenit mai economi, au devenit mult mai atenți cu ce cumpără și sper și cu, și cu cât consumă, dar și ei trebuie să accepte ideea de a depozita în propria gospodărie mai bine alimentele, să nu cumpere cu nemiluita, ca să se strice, să fie foarte atenți la termenul de valabilitate al alimentului, ca să știe cât ar putea, când ar trebui să... Încă sunt destui care nu sunt atenți și nu citesc informațiile astea la îndemâna oricui, pentru noi puse, pentru noi consumatori. Deci... inițiativa care este la nivel global, de fapt, este cât se poate de bună. Băncile, într-adevăr, au început să funcționeze. Sunt destule firme, eu știu, care donează și separat în afara programului, că ajută o școală, că ajută chiar pe lângă programul de hrană al copiilor în școli sau cămine de bătrâni sau au diferite programe și ori în momentul în care îmi aduc aminte de un lucru, eram bunicul meu încă trăia din partea tatălui și m-am dus într-o toamnă eram liber într-un septembrie la culese struguri la mine în Vlașcă și am fost acolo, dar îi mai rămăseseră și niște ștuleți de porumb de adus de pe câmp și hai să în altă seară să încărcăm coșurile de pe câmp, cum era pe vremea aia. Și au căzut câțiva ștuleți pe jos și bunicul meu zice, săr din căruță și adu-i încoace, zice. În alte vremuri, dacă era, îi lăsam acolo ca să mănânce și păsările, să se sature și ele. Acum nu mai îmi permit. Păi dacă nu își permitea prin 80 și ceva, cu atât mai mult în 80 și ceva, când era nebunia aia totală în România cu Ceaușescu și cu controlul ăla, nici acum nu ne permitem să risipim nici bobul de grâu, nici bobul de porumb, nici o legumă încă din fermă și nici mai departe să ne... procesatorii, în general... sunt foarte atenți pentru că își pierd banii lor. Dar un angajat ne la locul lui poate să-ți dea peste cap producția pe o zi, la depozitare la fel. Deci, iar inițiativa de azi, acțiunea de azi, sunt sigur că a avut mare succes. Ca să continui ce spuneți dumneavoastră, cum am fost noi educați sau cum ne educau pe noi bunicii sau părinții, mi-aduc aminte că dumnealor apelau și la religie într-un fel. De fapt era tot un fel de a economisi, un fel de a fi chibzuit. Românul trebuie să fie chibzuit în ceea ce face. Legumește, maică, legumește. Da, da. Spunea bunica. Mi-aduc aminte că mama ținea neapărat să mănânci tot din farfurie, să nu spui mai mult decât și-a lăsat în farfurie și mai aveau că se supără Maica Domnului. Și la fel cu pâinea, dacă o aruncai, exclus a arunca pâine pe jos să calci pe ea. Deci, completau într-un fel lipsa, dar și chibzuința. Ne învăța într-un fel să fim atenți la cât trebuie să cheltuim și cât trebuie să mâncăm. Vis-a-vis de acțiune, eu sunt mulțumit de acțiunea ieșită. Încă o dată a avut, și o să vă spun, a avut ca suport acțiunea de astăzi, practic de conștientizare a copiilor să gătească doar cât le trebuie. Cât le trebuie în farfurie. În așa fel încât ei, când se duc acasă, și am și purtat de discuții cu, au fost copii de la 6 licee, cu, având lângă dumnealor și profesorii, dar având lângă dumnealor și un banc profesional cu MasterChef de renume și renume mondial toți, i-a învățat să gătească exact cât îi trebuie. Dacă elevii, copiii se duc acasă și vorbesc și cu colegilor, vorbesc și cu părinții și așa mai departe, se mai și mediatizează prin rețele de socializare, eu zic că este un pas înainte, pentru că educația trebuie să o începem cu cei mici.
Asta a fost tema de astăzi. Acum 2 ani am avut tot așa un MasterChef care ne-a învățat și a învățat tot copiii să gătească din resturi. Și mi-aduc aminte că a făcut un piure din coși de castraveți. Adică nu trebuie să aruncăm ceea ce putem foarte bine să consumăm. De la educație, eu aș pune educația pe primul loc în rezolvarea cât de cât a acestei probleme. Vedeți dumneavoastră, tot prin educație, și aș da exemplu Olanda. Olanda practic nu are risipă alimentară. E undeva... Asta vreau să vă întreb, dar v-aș fi rugat să răspundeți după pauza de 10 secunde. Cum ne poziționăm noi ca țară față de celelalte state din comunitatea europeană vis-a-vis de risipă alimentară? Suntem partenerii fermierilor care își doresc produse de calitate pe gustul consumatorilor. Un pas înainte cu ajutorul produselor Seminis, Copert și Agritecno. Bun, am revenit în direct. Îl întrebam pe domnul secretar de stat Aurel Simion cum stă România față de celelalte țări europene în privința risipei alimentare. Bun, până ajunge la cifre, trebuie să fac precizarea că date certe avem cel puțin noi din proiectul ADER de care am amintit. Da. La nivel european și la nivel mondial s-au făcut fel și fel de cercetări, dar dacă le caut pe cele oficiale, greu să le găsești, atunci m-aș feri să dau cantități, sau, pentru că nu sunt eu sigur. Ceea ce știu, printre altele, și s-a adus în discuție situația Olandei, care tot prin educație a reușit să diminueze risipa alimentară cu 97%. Practic, mai au 3%. În 2018, noi ne situam undeva pe locul 13 în Uniunea Europeană. Din 27 de țări. 28. Din 27 de țări. Ce se constată? Se constată la ora actuală și date din raportul IBA, se constată o diminuare a risipei alimentare și v-aș da o cifră. E vorba de consumatorii casnici. Am avut un proiect finanțat de Ministerul Agriculturii în 2016, am avut unul care s-a finalizat acum câteva zile. E, date comparative din 2016, unde aveam, deci încă o dată, pe consumatorii casnici aveam o risipă de 10,43%, acum ne situăm la 6,5%, cu un trend de scădere, ceea ce este foarte... Dacă se merge în acest ritm, în 2030, practic, pe consumatorii casnici am avea cam în jur de 2% pierdere, ceea ce e un procent foarte, foarte bun. Românul, consumatorul român, începe să conștientizeze și să nu mai risipească. Să nu bun, mai... dar acum eu nu vreau să fiu răutăcios. Poate că a scăzut risipa asta și din cauza faptului că puterea de cumpărare e mult mai redusă și eu cred că se reflectă la un moment dat. Sunt convins că cei de acasă se pot gândi și la lucrul ăsta. Având oamenii o putere de cumpărare scăzută, cred că sunt de două ori atenți când merg în fața raftului, nu mai pun în coșul ăla chiar toate lucrurile pe care erau tentați să le cumpere până acum, nu știu, un an de zile, să zicem. Sunt de acord cu dumneavoastră, fără discuție, că și forța de cumpărare are un rol important, dar dacă ne uităm pe date, pe studii, cea mai mare cantitate, un 40%, o găsim din risipă, se produce datorită faptului că se gătește prea mult. Nu? Da. Sau, uite, nu folosiți o listă la cumpărături 21%. Mergeți rar la cumpărături 10%. Deci se schimbă într-un fel și obiceiurile. Vorbea domnul Stoian, când vorbim de risipa alimentară, e perfect, vorbim de tot lanțul alimentar. Pe producția agricolă avem un 4,2% pierdere, ceea ce înseamnă că ușor, ușor, prin tehnologie, nu? Da. Combine mai performante și astea, nu se mai pierde atât de mult. La procesarea alimentelor, până în 4% să avem pierdere. Distribuția, ce spuneați dumneavoastră, distribuția are sub 1%.
consumatorii casnici 6,5%, ceea ce am amintit, și cea mai mare pierdere o avem la alimentația publică, 8,63%. Bine, aceste procente spune de 3,3% plus sau minus. Acolo deci, e și cel mai dificil. Este și cel mai dificil și în alt proiect, exact găsim ca o primă încă o dată 40% datorită cantității prea mari pe care o pregătim și nu o consumăm. Da, da, cred că e interesant studiat raportul ăsta. Vedeți, și dumneavoastră, amândoi. Eu iau exemplu de la, de la mine. Din propria familie, da. Așa, ce mi s-a întâmplat mie. Eu sunt amator de pește, soția mai puțin. Însă atunci când îmi cumpără, să spunem, o felie de ton, da? Și mi-o gătește și gătește foarte bine. Însă eu mănânc ahaplea și atunci, pe urmă, îmi ier puțin rău. Și chiar am rugat-o de acum încolo, zic că ai văzut la emisiunile franțuzești de alea culinare, te rog să-mi gătești doar un pătrățel așa. Și acum revin la ce ai spus tu, cu de plină îndreptățire ai spus apropo de puterea de cumpărare. Pe de o parte, sigur că da, tuturor ne pare rău că a scăzut puterea de cumpărare, pe de altă parte, să știți, ar putea foarte multă lume să se supere pe mine. Mie îmi pare bine că se întâmplă așa, pentru că ajunsesem la un dezmăț al consumului. Ori reîntoarcerea asta la ce se întâmpla și la modul de economisire din anii 80 pe care noi l-am prins. Așa, e bine că se reîntoarce, măcar să rămână această preocupare de a cumpăra mai atent și de a găti mai atent și de a... Într-adevăr, aveți foarte mare dreptate când se spune că în multe gospodării se gătește prea mult. Gătesc maică pentru a avea. Nu trebuie să gătești chiar atât de mult pentru că arunci foarte mult. La restaurante nu te duci să mănânci, te duci să te răsfeți puțin. Și tocmai de asta, dacă te-ai dus să te răsfeți, mănânci puțin, nu trebuie să all inclusive e bun în Bulgaria pentru turiști. La București sau la Cluj sau în vacanță, să spunem că e bun. E bun dezmățul. Da? Un ușor exces e bun. Însă prea se ajunsese la un dezmăț din toate punctele de vedere. Da, știți că se spune sau la un moment dat erau unii care afirmau că noi venim cu niște traume din trecut, apropo de ce spunea Ilie, și ca să exemplific, faptul că pe vremea lui Ceaușescu produsele erau mai greu de găsit, nu aveam acces la toate alimentele astea, odată cu intrarea asta în Uniunea Europeană, după Revoluție, oamenii au avut... Nu, că abundența a început încă din ianuarie 90. Da, atunci probabil că dacă priveam risipa alimentară și erau niște statistici după 90 încoace, cred că România era undeva mult mai în coadă. Dacă ai fi spus în măsură ce trece timpul... Dacă ai fi spus în februarie 90 fă economie la mâncare, cred că ne lua lumea exact, la bătaie. Mâncau și pe tine oamenii, nu mai... Da. Vedeți, v-aș da o, nu mai mi-aduc aminte cine a spus-o, n-am spus-o eu, o traduc doar. Planeta poate să producă și să hrănească toată omenirea, dar nu poate asigura toate mofturile. Da. Corect. Așa e, da. Da, asta apropo de ce... Apropo da, de, da. Și de prețuri și de... Mi-e pare rău că cresc prețurile și asta fără discuție. Va trebui să vedem cum... Și pe urmă să ne mai gândim un lucru. Noi avem o problemă vis-a-vis de prețuri și de aplicarea principiilor, și aș da exemplu, principiul European Green Deal. Vedeți dumneavoastră și sunt discuții la nivel european în acest sens. Ne va afecta pe noi România și nu numai țările, să zic, mai care am intrat cam ultimile în Uniunea Europeană. Pentru că dacă aplici al litera în principiul Green Deal-ului, ce se întâmplă? Ai o producție mai mică, mai sănătoasă, dar mai mică, fără pesticide, fără îngrășăminte, fără antibiotice și așa mai departe. Dar producția scade, atunci prețul crește, fără discuție. Și ce se poate întâmpla? Intră de pe țările terțe produse similare la prețuri mult mai mici, așa, care nu respectă standardele de calitate internă. Poate că aici ar trebui umblat să nu mai intre atâtea produse din țările așa terții. Păi da, dar să vă spun de ce și care este... Nu vreți să-mi spuneți după publicitate? Haideți că trebuie să iau publicitate câteva minute și după
abordăm și subiectul ăsta.